Salutare tuturor! M-ați întrebat toți dacă înotul corectează deficiența posturală ca și scolioza. Una este să vorbim de scolioză ca patologie și alta este să vorbim de atitudinea scoliotică. Diferența între ele este apariția rotației vertebrale sau a coastelor. În altă ordine de idei, când avem o scolioză adevărată, în momentul în care mă aplec în jos, apare un gibus lateral. Bineînțeles că înotul nu corectează scolioza. Înotul te ajută să crești armonios, te ajută să crești frumos, te asigură să ai o masă musculară cât de cât bună și un corp foarte sănătos. În schimb, scolioza este practic o coloană vertebrală care, în loc să se formeze în plan sagital, s-a format în plan frontal. Adică curburile astea care le vedeți din lateral sunt niște curburi care se pot forma în sensul acesta. Tot pentru asta, bineînțeles, exercițiile de kinetoterapie sau exercițiile corective sunt cele care reprezintă cheia succesului în corectarea scoliozei adevărate. Dacă vorbim de o atitudine scoliotică, dată de purtarea unui ghiozdan sau dată de munca noastră de zi cu zi, putem spune că înotul poate să ajute pentru corectarea acesteia. Dar nu trebuie să uitați că înotul nu este un tratament și niciun caz o cură. Înotul este un sport care la rândul lui are și avantaje și dezavantajele lui. Vă mulțumesc pentru atenție!